Salutare, dragii mei! Ce mai faceți? Sunteți bine? Că eu nu prea sunt bine, nu știu de ce, amețesc de câteva zile, cam fără motiv. Mă gândesc că o fi dat ăștia iar cu praful albastru. Pe la voi cum e? Voi cum vă simțiți, bine? Spuneți-mi, nu ezitați! Pe aici, lumea care am întrebat-o, mai toată amețește, nu știu care-i treaba. Nu putem să amețim toți dintr-o dată așa, fără o cauză obiectivă. Dragii mei, astăzi este sâmbăta morților sau moșii de toamnă. Să spunem câteva cuvinte de sâmbăta morților, pentru că este important să știm ce se întâmplă în această zi. Nu este sărbătoare, numai că în fiecare zi când pică moșii nu se spală. Chiar dacă spălăm la mașină, e bine să nu spălăm. Românii pregătesc bucatele pe care le vor împărți pentru sufletul morților. Ce trebuie să dai de pomană? Acum fiecare dă ce are, nu e un standard că dai aia sau dai aia, dar în general se dă mâncare gătită. Fiecare ce poate. Na, ne străduim și noi să dăm ceva mai bunuț așa, dar este o zi importantă înainte de începerea postului nașterii Domnului, care are loc în ziua de 15 noiembrie. În această sâmbătă sfântă trebuie să ne rugăm ca cei adormiți să primească harul ce ne revine nouă în ziua nașterii Domnului. Of, sunt mulți sfinți sărbătoriți cu ocazia acestei zile, în această zi de sâmbăta morților, dar că vă spuneam ce să dăm de pomană. Păi, ce avem? O sărmăluță, sărmăluțe, știu eu, fripturică, ce putem și noi dăm? Na, un bufet rece, dar se preferă mâncarea gătită. Un orez, deci dacă punem o bucățică de friptură pe un orez sau un piure sau, mă rog, se știu astea în popor, care poate să facă, să facă. Care nu, ne bucurăm și noi de supraviețuire, pentru că așa am ajuns zilele astea, că aproape că poporul român nu mai poate supraviețui. Nu mai avem resurse de supraviețuire. Da. Să împărțim pentru sufletul morților. E mare chestiune, dar să avem întâi cu ce trăi. Pentru că mulți dintre frații noștri, dintre români, nu au cu ce trăi. Nu au ce pune, nu au pâinea cea de toate zile să o pună pe masă. La copii, la... Nu e de râs, e de plâns, pentru că așa ne-au adus conducătorii ăștia deștepți. Da. Deci nu ar fi un cod standard ce dai de pomană. Dai de pomană ce poți, dacă poți. Dacă nu, măcar te rogi pentru sufletul celor trecuți în neființă, celor care au părăsit lumea asta și au mers într-o altă lume mai bună. Nu e obligatoriu să dai de pomană dacă nu ai. Dacă nu ai, n-ai încotro. Ce să dai dacă nu ai? Mulți poate abia au să mănânce ei o bucățică de pâine. Biserica Ortodoxă face pomenirea tuturor celor trecuți la cele veșnice astăzi, 31 octombrie 2020. Da.
Astăzi se mai servează sfinții apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis. Sfântul Stahie a fost numit episcop în Bizanț de către Sfântul Apostol Andrei. El a zidit o biserică în Argieropoli împreună cu Sfântul Andrei. Ulterior a adunat mulți credincioși și a învățat mântuitoarea viață. S-a ostenit timp de 16 ani în nevoință pentru mântuirea omenească. Apoi a trecut la cele veșnice. Amplie și Urban au fost numiți episcopi de către același sfânt. Amplie a fost numit episcop în Diospoli, iar Urban a fost episcop în Macedonia. Pentru că l-au propovăduit pe Hristos și erau împotriva idolilor, pierzându-i, evreii și elinii s-au ridicat asupra lor și au ucis. Narcis a fost numit episcop în Atena, Apelie în Ieraclia și Aristobul în Britania. Ei au propovăduit Evanghelia lui Hristos. După multe osteniri și suferințe și-au dat Duhul mâinile Domnului. Da, cred. Pentru că nu e ușor să fii ridicat la gradul de sfânt. Înseamnă că a avut lucrări duhovnicești în timpul vieții și sigur a meritat acest rang. Da. Acum, na, fiecare după putere, după potența financiară. Pentru că, până la urmă, lumea face mai mult de fală decât de obicei ceea ce dăm de pomană. Nu trebuie să ne lăudăm nicăieri. Cum spune și la carte, prin piețe fapta ta nu o mai lăuda. Deci ai dat de pomană, ai făcut un bine, dar nu mai spune. Pentru că Dumnezeu le știe de ce trebuie să ne lăudăm cu ele. Dumnezeu oricum le știe. Dumnezeu ne cunoaște sufletul, cugetul, gândirea, tot ceea ce gândim noi, ceea ce înainte de a gândi știe ce o să gândim. Deci, deși pare un nonsens, ceva incredibil, dar sigur că Dumnezeu știe. Așa că, dragii mei, să fim sănătoși, că văd că șchiopătăm în mare parte. Să fie pace și multă lumină în suflet, în cuget, în simțire, în tot. Atât am avut de spus, vă doresc weekend plăcut și nu vă necăjiți dacă n-ați avut ce da de pomană. Măcar închinați-vă, asta putem să facem pentru că e absolut gratis. Nu implică niciun efort financiar deloc. Putem să alocăm, să ne rupem câteva minuțele din ziua de astăzi și să le dedicăm rugăciunii pentru cei trecuți în neființă. Pentru că au și ei nevoie de o susținere. Toți avem nevoie de susținere și ei ne ajută la rândul lor, deși poate de multe ori nici nu simțim. Știți că sunt întâmplări cărora le spunem, vai, ca prin minune mi-a rezolvat nu știu ce problemă. Nu știu, așa, da, sunt zile, sunt momente, sunt întâmplări de viață și trecem prin tot felul de încercări și parcă cineva din eter, așa, din aer, parcă ne ajută. E, oare cine? Scrieți-mi în comentarii, oare cine? Cineva așa, care e cu noi mereu. Da. Sunt și cei care, pentru care ne rugăm, sunt și cei cărora le ținem zilele, sfinții, cu cât ținem mai multe zile ale, deci respectăm și pe Sfântul Ioan și pe Sfântul Nicolae și pe Sfântul Andrei și pe toți vor pleda în favoarea noastră în fața, vor mijloci, pentru că să folosim termenii duhovnicești, vor mijloci în favoarea noastră în fața lui Dumnezeu. Să găsim câteva minute, să ne rugăm pentru cei ai noștri
trecuții neființă și nu numai ai noștri, în general, pentru că, nu știu dacă ați observat, dar entități ne înconjoară peste tot, că sunt de-ai noștri, că sunt de peste veacuri, că sunt de când sunt, trebuie să-și găsească fiecare drumul și, da, energii, entități sunt peste tot. Să ne rugăm pentru toți. Și cei văzuți și, și cei nevăzuți și cei știuți și cei neștiuți, pentru că o să vă spun eu într-unul din vlogurile viitoare, sper, ce am descoperit. Nu e o descoperire, bine, am rămas crucită când am descoperit asta, dar informându-mă pe diverse căi, am aflat că au mai fost oameni care au descoperit chestia asta, adică nu eram eu prima, dar a fost șocant pentru mine să văd anumite chestii. Cam atât pentru astăzi, vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc weekend plăcut, multă sănătate, aveți grijă de voi și de copiii voștri, mai ales. La revedere!